Neanelule, neanelule, ce ai făcut, bre? UNEPR e ca steaua în perioada de glorie a lui Gigi Becali. Transferă orice are două picioare, de la muncitori în construcții la brazilieni pitici. Ultima achiziție este actorul Mihai Mălai Mare, probabil o continuare a perechii Arșinel Vasile Muraru de săptămâna trecută. Acum, mă rog, aș putea să stau jumătate de oră și să fac glume proaste pe tema asta. Nu știu, despre cum Mălai Mare caută un mălai și mai mare, despre cum Mălai Mare a făcut-o de mămăligă, despre cum UNEPR-ul o să aibă în sfârșit mămăligă între dinți, despre cum UNEPR ia atâția actori de pe vremuri pentru că Oprea vrea să pună mâna pe programul de revelion de la TVR, da. Dar nu o să fac asta. În schimb, o să vorbesc puțin despre ce înseamnă UNEPR și care e publicul lui țintă. Grea temă. UNEPR-ul nu a ascuns niciodată faptul că este un partid al ușilor deschise. Toți cei care doresc să facă politică în interes național și al patriotismului. Corect. Patriotismul este cel mai important. Fără patriotism nu faci nimic în ziua de azi. Apoi vine iar chestia asta cu ușile deschise. Am auzit-o de atâtea ori că deja mi s-a făcut milă. De ce-s domnul Oprea ușile alea tot timpul deschise? S-a stricat broasca, domne. Aveți nevoie de cineva să schimbe balamalele? Pe bune, dacă e atât de disperată situația, spuneți-mi mie, îmi fac un pic de timp, vin într-un weekend să vă ajut. Da, 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 vă ajut să le închideți, domne. Punem niște celofan pe deasupra și sunăm un lăcătuș. Apoi trecem la valorile partidului, ilustrate la un eveniment din primăvară. Iată. Noi suntem români și românului ce-i place? Ce-i place românului? Muzica! Distracția! Așa este! Ce interesul național? Muzica și distracția sunt baza. Le dai oamenilor muzică și distracție, dau năvală în partid. Ca în filmele alea cu zombii, în care zombii asediază orașul. Muzică! Distracție! Vrem muzică, vrem distracție! Dar parcă mai lipsește ceva să pară un partid foarte serios. A, da, Mici. Caserola s-a dat, cei care au avut 4 bonuri s-au unit mai multe persoane și s-au dat acestea. O caserolă cu nefăcuți, dar cine a avut un singur bon, s-au dat mici făcuți. Și dacă tot am intrat pe ușile deschise, am trecut pe lângă interesul național cu muzică și distracție și am primit și mici făcuți și nefăcuți. Haideți să-i cunoaștem și pe oameni, pentru că oamenii sunt cheia. Ai oameni? Jumătate din problemă e ca și rezolvată. Am venit la manifestație aici, pentru UDMR. Pentru cine? Pentru UDMR. UNEPR. UNEPR. Vai de mine, ce a ajuns UDMR-ul ăsta, pardon, PDSR-ul, mă scuzați, UMDBR-ul. Și aveam așa o impresie bună despre domnul Marco Bello, chiar în halul ăsta, domne. Bine, aveau ei problema aia cu pădurile, în sensul că ni le tăiau când le prindeau, dar na, lasă că toate trec până la urmă. Și dacă vi se pare că asta e destul de înspăimântător, nu e. Gândiți-vă că domnul Gabi Oprea va aduna până la anul 1 milion de membri, da, așa a spus. Asta în condițiile în care, potrivit unor statistici, în 2012 toate partidele din România adunau 1.200.000 de membri. Vă întrebați cum e posibil așa ceva? Uite așa. Sunteți membru de partid? Da. De cât timp? La mulți ani? De la 10.